Bună ziua, bine v-am găsit astăzi. Suntem undeva pe data de 11 noiembrie. Și mai am câteva familii de albine la care nu le-am pus încă carton. Să mutăm camera aici, așa. Să venim mai aproape, să le vedem. Și hai să le pun carton. Că la ultimele filme mă întrebau dacă o să iernesc cu folie. Nu, nu iernesc cu folie. Singurul lucru care fac este să îndepărtesc tratamentul, adică benzile, că tratamentul a expirat de mult. Luăm ușor folia. Albina stă jos în ghem. Îndepărtăm banda. Da, tati. Zi. Tati, vorbește aici la cameră. Îndepărtăm camera și punem carton, o folie de carton deasupra. Să spui, tati? Poți, dar vezi că te poate înțăpa albinuții. Vin ce? Și punem o bucată de carton. Asta e toată treaba. Aici în spate nu avem nimic decât o diafragmă. Punem înapoi sita. Folia asta aici în spate nu o să afecteze cu nimic. Și asta e tot ce fac acum. Aha. Asta e toată împachetarea. Mergem mai departe. Trebuie să încercăm să evităm cât mai mult deranjul coloniei de albine. Albina e în ghem. Mergem la o altă colonie, punem un pic de pauză. Gata, am trecut la alt stuf. E aici la fel. Doar îndepărtăm folia, nu? Nu mă deranjăm colonia prea mult. Chiar mă gândeam, mai are rost să fac acest film sau nu. Dar am zis, hai că o să fie ultimul film pe anul acesta și asta este. Ghemul de albine e format. Albinii stau în ghem, n-am ce să deranjez. Da, poți să evitați. Iată cum stau pe bandă. Deja benzii nu mai au amitraj. Ai încoace, tati, trebuia să vii pe aici, între sus. Da. Uite, tati, unde ești? Asta e, tata. Da.
punem și aici bucata de carton. Asta-i tot. Gata. Unde sunt tabile? Aici sub carton, tati. Ce bine că sunt sub carton. Ce bine că sunt acolo. E bine? E dacă nu ne înțepe. Nu ne înțepe? Nu. Ca să le punem acolo, să stea acolo. Că vine frigul, să stea bine acolo. Da. Ce să fie că sunt înzeta după ce te ricoța? Merge mă la cusat. La cusine tău și la cusat? Da. La vica și la cusatarul. Ia bine că tata te pânză. Doamne meu, dă-i moată. De ce păi azi nu a făcut? Mai încă încătat, mai încă. De ce păi azi nu a avut o pindă? Ca să fac acolo padă. Da, tati, păi angenii sunt inamici albinelor. Noi mergem mai departe la următorul stup. Dar de ce nu a filmat prietenii? Ia fă, tati, aici la nenea cu mâna, aici la cameră, așa? De ce nu a chemat prietenele? N-a chemat prietenele? Acum nu mai cheamă atâtea prietene, mă, tati. Aici, stai să vedem unde sunt albinuțe. Deci cam asta e toată lucrarea ce facem, da? O să stau în pat de tot dacă vine bioabinuțe. Da, poți să. În fața mea. Deci asta e toată lucrarea. Poți să te uiți, tatică. Ai masca. Nu sunt albine? Acolo sunt albinuțe. Ia o mută acea albină. Tot pe angelul. Acolo sunt albinuțe. Dăm ăsta la o parte, tati, uite așa, da? Uite-le acolo, le vezi? Albinuțe cum stau acolo. Sunt în ghem. Ele formează un ghem de iernare, tati. Așa se numește. Albinuțe în ceapă, crede că... Că vreau să le fur, da. Ce le furăm noi la albin? Foarele alea. Nu furăm mierea, deci ghemul este format undeva la zona asta aici. Punem foaia de carton. Dacă vine o albină pe fața mea și mă înțeapă și face o gaură și mă înțeapă. Nu face tati gaură mască. De ce purtăm mască? Ca să nu ne înțepe, nu? Ce bine că au plasele astea. Da? Da. Atunci, vine o albină. Stai, vine găina. Vine găina asta. Asta e toată împachetarea pentru iarnă. Bine, ca să ajungem până aici, noi am mai lucrat. Din august până acum am făcut două intervenții. Intervenții. Acum mergem la următorul tu. Exact. Vedem la ăsta? Da. Atunci cum să văd albinele dacă e așa? Luăm cutia jos. Le pot să vei un pic încetat? Uite așa. Tati, pot să vei un pic încetat? Nu, tati. Lasă setarul că deranjeze albinuțele. Sunt albine care dorm? Da. Dorm nimică. Stai că luăm acum. De ce ai luat cu tot? Iată și aici avem. Da, dă-te la o parte. O colonie mai... Da? Mai micuță. Ca unde? Sunt albine. Ce-au fost? Ce-a fost, doamna albine? Nu mai ce-am lăsat o ramă, văd că o parte de albinul s-au venit la... A scoate ce-a venit domnul albină la tine? A venit domnul albină la mine? Da? Și ți-a zis ceva, ce anume ți-a zis? Nu a zis nimic, ți-a zis să nu le deranjăm. Ha! De că ne deranjez? Da, punem uite și aici carton.
Asta e și o plasă din aia acolo, ca să nu iasă așa. Hop! Bine! Nu, 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 nu! Punem și aici cartoană, tati. Așa? Punem acest cart. Acum nu le mai este cart deloc. Nu e așa? Nu. Aici cu catul e și mai simplu. Acum la ce tubul mă? Următorul, tati. Ele sunt tupiul și ele mari. Da. De ce? Ai lui. De ce nu are mai mult? Ăsta roșii cu dus sunt ale noastre? Da. Toate alea cu culoare așa, în diferite sunt a doapte. Da, puiule. Trebuie să vei tipul sertarul acolo dacă dă nimic. Nu avem voie să deranjăm sertarele puiul. Da, nu, da, binele. Deci se supără pe noi albinele. Nu e ăla de acolo. Așa, și aici. Nu e ăla de acolo. Nu, puiule. De ce? Stai că iau, cum sunt. Stai, ai grijă. Unde sunt albinele? În caz de depopulări, nu avem încă depopulări. Haideți! Uite, le vezi? Ce fac albinuțile acolo? Albinuțele pupoase. Cum sunt albinuțele? Pupoase. Sunt pupoase? Da. Nu văd că să fie multe. Sunt toate pupoase. Da. Ai grijă, tati? Iată așa ușor. Punem cartoane. Aici ne-am face grijă un pic dacă am turtic când punem cartonul, dar are un pic de propolis. Vreau să pune propolisul de la ele. Nu împingem foarte tare cartonul și nu pățesc nimic albinuțile. Punem catul. Păi albinuțile sunt prieteni cu noi? Păi anjenii și ei sunt, au rolul lor și ei. Suntem fiecare, prieteni cu ei? Fiecare ființă tate are rolul ei. Noi suntem prieteni cu păianjenii și ei sunt inamicii și noi suntem inamici ca ei. Noi suntem inamicii păianjenilor, da. Ha! Vedeți, noi cu prietenii suntem și noi inamici? Da, omul este inamicul tuturor. Omul, da. Noi suntem oameni și suntem inamicii tuturor. Noi suntem prieteni numai cu noi câteodată, deci nici cu aceea nu prea des. Mergem la următorul. Care e? Ăsta de aici. Ridică capacul. Ridicăm capac. De ce are lanța acolo? Are lanț ca să legăm stuful. De ce? De ce să legăm? Ca să nu fugă. Ca să nu fugă? Da. Are picioare? Se mai întâmplă câteodată să ia la fugă, da? Are picioare? Da. De ce? Avem și aici albinuță. Deci cam asta e toată iernarea. Ce să vă prezint? Avem pe 4 rame. Și gata. Nu pun mâna pe ele. Aici rândul unde sunt câțiva mai slăbuți. Vreo 4 sunt, mi se pare că. Tati, da. Eu ieți o cheangă aici. Deci asta e tot împachetarea anul acesta. Să sperăm că o să fie bine. Eu cred că o să fie bine. La cele care am pus deja mai de mult cartoanele. Avem multe aici, da, fiecare! La cele care avem
deja de mai mult timp pus carton. Dar prin toporța mai bine. Mai locuiește cineva în toporța. Uite ăla cu... Din ăla nu mai locuiește nimeni. Din ăla nu mai locuiește nimeni. Nici o bine. Nimeni. Nici o bine, nimeni. Nimeni nu e acolo. Nici o bine. Nici o albină. Au părăsit-o. N-a pus tati albine acolo. Bun, aici avem stupul cu așa care va ierna sus în pat. Așa că tu mai din copac. Da. Aici ați văzut în filmul anterior cum pătica e legată din copac. Cum l-am împachetat. E și el pe o crame aici sus în pat. E gemul foarte frumos organizat și aici. Tot așa punem cartoane. Mă bucur că mi-a venit această idee să iernesc cu carton. Iată așa. Acum punem la ăsta pun așa, o bucată de pâslă și nu mai avem niciun stres. O să fie un pic un film mai lung, dar fiind ultimul, o să-l vizioneze lumea când dorește.